Zilele acestea se lucrează la asfaltarea primilor 2 km între localitățile Plop și Izvorâlu în cadrul unui proiect de modernizare implementat de Consiliul Județean Mehedinți. Acesta cuprinde întreg tronsonul până la Balota, la intersecția cu drumul Național 6. Localnicii spun că au așteptat această investiție, întrucât drumul era distrus de ani de zile. În această perioadă se toarnă asfalt pe drumul care face legătura între localitățile Plop și Izvorâlu. Este vorba despre 2 km de drum ce leagă cele două sate. Am început dinspre Plop, acum suntem în satul Izvorâlu. Este un drum important care va asigura accesul direct pentru locuitorii din 6 sate. Două sate, Manu și Izvorâlu, care aparțin de Tâmna, Gârnița, Mijarca și Arvătești, care aparțin de Prunișor, și Izvorâlu de Jos, care aparțin de Livezile. Acești oameni vor avea acces direct către Severin pe acest drum. Nu mai vorbim de ceilalți locuitori din Plopi, din comuna Bâcle și din comuna Dumbrava, care vor veni către Severin acum pe un drum, evident, mai scurt, cu cel puțin 10 km. Localnicii spun că era nevoie de această investiție. A fost de rămas din calea afară. Nu puteai să mergi nici cu căruța. Nici cu căruța nu puteai să mergi. Erau groapă lângă groapă. Nu știai pe care să alegi, nu știai pe care să lași. Am mașină de 20 de ani. Am schimbat piesele aia pe fiecare an. Era inacceptabil de circula pe acest drum. În perioada imediat următoare se vor realiza șanțurile și accesul la proprietățile aflate pe porțiunea deja asfaltată.